Suntem la grădinița din Ciugud. Această grădiniță este o clădire inteligentă, o clădire care folosește foarte mulți senzori pentru a-și regla luminozitatea, pentru a regla climatizarea și în același timp pentru a reduce foarte mult consumul. Ce este interesant este faptul că în fiecare clasă, spre exemplu, există un senzor care măsoară dioxidul de carbon, iar în momentul în care este depășită valoarea maximă admisă, fiecare educatoare primește pe telefonul mobil o alertă, iar pe baza acestei alerte poate să ia deciziile care se impun. La fel se întâmplă și în cazul în care copiii, spre exemplu, petrec foarte mult timp în sala de clasă. Educatoarea este avertizată că trebuie să iasă la joacă afară. Cum se pară condițiile și care sunt dotările noi grădiniți de la Ciugud? Bun, pentru mine e o noutate. Eu sunt educator debutant, este primul meu an în învățământ, este primul meu an în care lucrez cu cei mici și, bineînțeles, totul este wow. În primul rând, de la tot ce este smart în grădinița asta, de la ce ați văzut și la intrare, acel dispozitiv cu multiple lui funcții, de la videoproiector până la microscop, sunt lucruri, sunt aparate care ne ajută, ne ușurează nouă munca în primul rând, pentru că, după cum bine știți, sau mă rog, după cum bine doamnele educatoare de acasă știu, este foarte greu să-ți pregătești diversele materiale toată ziua, este o muncă continuă. Pe lângă cele 5 ore care stai aici, practic și faci diverse activități, mai mergi și acasă și mai depui încă pe atâta muncă, dacă vrei ca cei mici să exploreze lumea așa cum ai vrea tu. Suprafața aceasta luminoasă evidențiază contururile prin contrast și culorile prin transparențe și suprapuneri. Această măsuță luminoasă îi ajută pe cei mici să își dezvolte capacitățile de distingere a culorilor și în același timp să vadă modul în care acestea interacționează între ele și modul în care se combină. În același timp este un ajutor pentru cei mici, deoarece îi pune în strânsă legătură cu realitatea înconjurătoare. Spre exemplu, aici vom desfășura diferite activități de sortare, de formare de mulțimi, asta de identificarea diferitelor elemente din natură. Vom folosi de asemenea orez colorat, sare colorată, diverse lucruri, vor desena, vor face semne grafice. Lumina asta scoate în evidență foarte bine culoarea, miracolul și mirajul culorilor. În același timp, vor vedea foarte frumos cum se combină culorile. Spre exemplu, ce se întâmplă dacă combinăm galben cu albastru? Vom obține verde. Tot așa îi ajută pe cei mici să distingă foarte bine și să învețe în același timp că noi aici, având grupă combinată, îi avem și pe cei mici, îi avem și pe cei mari care deja știu culorile, dar cei mici încă sunt la început și vor să învețe și vor să cunoască și vor fi fascinați, în primul rând, de lumina asta care îi acaparează și le atrage atenția. Avem aici un dispozitiv de podea și perete interactiv. Este un dispozitiv interactiv care ajută copiii să-și coordoneze mișcarea cu creierul, să descopere calcule matematice, puzzle-uri, pattern-uri și așa mai departe. Își dezvoltă foarte bine gândirea computațională folosind acest dispozitiv. Fiind în spate bazat pe platforma Windows, orice aplicație sau orice resursă se găsește pe internet poate fi folosită și aplicată aici, mai mult decât atâta. Are posibilitatea să ruleze aplicații personalizate create special pentru, spre exemplu, pentru Ciugud sau pentru localitatea unde ne aflăm. Are mai multe funcții, unele dintre aplicații sunt specifice sau funcționează mai bine pe podea, altele funcționează mai bine pe perete. Spre exemplu, acestea sunt aplicațiile standard pentru perete. Este foarte interesant că printr-o singură mișcare, da, a aparatului, transferăm funcționalitatea în ceva pentru perete.
Pentru părinte, se folosesc în general aceste funcții, aceste pile speciale, care nu zgârie, nu murdăresc peretele. Copiii pot să joace multiplayer, one player, spre exemplu, sunt jocuri care îi ajută să descopere formele geometrice, poate să joace single player, multiplayer. Majoritatea aplicațiilor au și niște sunete specifice care îi ajută să fie mai interesant. Acum noi trebuie să căutăm toate formele rotunde. Dacă lovesc o formă rotundă, merg mai departe, câștigă puncte. Dacă lovesc altceva, le zice că nu este ok. Astfel încât ne dăm seama dacă ceea ce facem este bine sau trebuie să n-am făcut ceva corect. Mai pătrat. Se poate folosi și pixul și aici. Poți face în același timp, în același timp, mai multe. Avem aici niște cartonașe de realitate augmentată, cu ajutorul cărora copiii descoperă diferite teme, cum ar fi animalele sau planetele sau sistemul solar sau așa mai departe. Ei au ascultând și povești despre informații despre acestea în mod sonor, să zic. Înmulțirea are loc prin nouă, iar despre... Leu. Leul Pandera leo este o specie de mamifere carnivore din familia felidelor, fiind una dintre cele patru specii ale genului Pandera, reprezentant al subfamiliei felinelor mari. Căluțe mare. Trăiește în apropierea coastelor, la adâncimi mici, printre tufele de alge sau de iarbă de mare, Zostera, Posidonia, ținându-se încârligat cu coada de acestea și cu restul corpului drept, vertical. Caracatiță. Caracatița este un gen de moluște cefalopode. Ele trăiesc în mări și oceane. Corpul are forma unui sac. Capul prezintă doi ochi mari, o coroană din 8 brațe numite tentacule, prevăzute cu ventuze și o gură cu fălci tari. Dintre dotările pe care le-ați văzut aici, am prezentat mai devreme și masa luminoasă, acele jocuri de podea, videoproiectoarele care ne vor ajuta în diversele activități de povestire, repovestire și așa mai departe, și tablele magnetice după care noi am tânjit atât, tot așa în diversele activități. După cum ați văzut și aici, jocul de rol, niște bucătării extraordinare și cărți nou apărute. Care este, de punctul de vedere al dumneavoastră, cea mai importantă dotare pe care aveți aici în grădiniță? Cea mai importantă dotare? Cred că e videoproiectorul. Ne ajută foarte mult. Și știți de ce? Pentru că cei mici îți conectați de acasă cu tehnologia și atunci când vin aici și totul e mai pe oldies, așa, nu prea merge. Vor totuși, și așa noi cumva combinăm tradiționalul ăsta, care suntem obișnuiți, pentru că până la urmă trebuie să învățăm să ținem și un creion în mână, nu doar o, nu știu ce, de la smart, și atunci combinăm cumva tradiționalul cu modernul ăsta, pentru că până la urmă ei sunt noua generație. Noi suntem vechea generație care am crescut cu pixul și creionul în mână, iar ei noua generație care au crescut de înscute cu tableta în mână. Și atunci noi trebuie să cumva să le combinăm activitățile încât ei să se simtă în largul lor, să se simtă ca și acasă până la urmă. Investiția este realizată atât cu fonduri europene, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, cât și din bugetul local al comunei și ne propunem ca această grădiniță să fie un ajutor și pentru cei care lucrează în zona de dezvoltare economică, pentru că vor avea facilitatea să vină la lucru și să-și lase copilul, iar la amiază dorim să vorbim cu investitorii astfel încât să le permită angajaților să poată veni și să servească prânzul împreună cu copiii. Cum vi se pare noua grădiniță la Ciugut și care sunt dotările din punct de vedere didactic pe care le aveți și care v-au impresionat dumneavoastră? Noua grădiniță de la Ciugut
Este o grădiniță modernă, construită recent. Așteptăm cu nerăbdare să primim copilașii aici, să se bucură și ei de dătorile din grădiniță. Sălile de grupă sunt amenajate specific pentru activitățile care se desfășoară într-o grădiniță. Avem în partea din față este zona unde se desfășoară activitățile frontal, unde avem și o tablă magnetică pe care vom putea desfășura tot felul de jocuri educative sau calcule, putem învăța cifrele, literele. Mobilierul este așezat pe centre de interes. Fiecare parte din sala de grupă este împărțită în așa fel încât copilașii să își aleagă jucăriile care le plac. Cel puțin în prima parte a dimineții, unde se desfășoară jocul liber. Apoi, activitățile care vor urma vor fi desfășurate pe centrele de interes. Avem biblioteca, jocul de rol, bucătăria, ce mai avem, construcții, sectorul de construcții, unde copilașii interacționează unii cu alții și rezolvă sarcinile pe care le-au de rezolvat. Cât de mult vă ușurează munca dotările pe care le aveți aici? Foarte mult. Foarte mult ne ușurează munca. La grădiniță este mare nevoie de materiale, pentru că aici majoritatea activităților se învață prin joc și sunt necesare toate aceste dotări. Cum vi se pare această grădiniță ca și părinte? Mi se pare excelentă. E curată. Pentru mine mai mult mă fascinează faptul că e super smart. Acum am construit și o casă, adică am terminat-o. Îmi place tehnologia din ea, îmi place în general tehnologia. E super faină, super faină. Cum credeți că va reacționa copilul dumneavoastră când o să ajungă aici? Cred că o să fie bucuros. Cred că o să fie bucuros că are un spațiu curat, un spațiu mare, un spațiu atractiv, cu multe jucării, chestii interesante, cu care să se joace împreună cu colegii lui și cu prietenii lui. Cât de mult ajută că este într-o zonă industrială? E perfect. Mai ales pentru mine e mai perfect, deoarece eu lucrez aici lângă. O să vin, las băiatul la 8 dimineața aici. E posibil ca la un moment dat, ca la 12, să putem să luăm masa cu ei, să vedem, poate totul e ok cu copilul. Mergem înapoi la muncă și la 5 când plecăm acasă îl luăm și noi suntem fericiți ca părinți că putem să muncim, să întreținem familia, iar ei sunt fericiți ca un mediu fain unde să se joace curat și super fain. Cum vi se par grădinița și care sunt dotările care v-au impresionat ca părinte? Grădinița este extraordinară, având în vedere că se pleacă de la niște grădinițe foarte mici de pe sate și acum e ceva wow, cred că cea mai frumoasă grădiniță din zonă, nici măcar în Alba Iulia nu cred că se găsește. Eu, în calitate de părinte, ajutorul e foarte bun pentru noi, având în vedere că e foarte aproape și ne ajută foarte mult să evolueze copiii în tehnologia asta chiar de mici. E superbă. Mă gândesc că eu mă bucur foarte mult ca și părinte, dar pentru copii o să fie ceva wow. Wow. Cât de mult contează pentru voi să fie părinte că este într-o zonă industrială? Foarte mult contează. Mă repet că este foarte aproape ca să aducem copiii, 5 minute cu mașina, și ne ajută foarte mult să fie atât de aproape și cred că e cea mai frumoasă grădiniță. Practic veniți cu copilul la grădiniță și la servici și plecați acasă împreună, nu? Da. O să, da, asta o să fie practic. Cum se face această grădiniță și locul unde a fost construită? Grădința este, cred că, cea mai modernă din județ sau chiar din România, aș spune, pentru că suntem obișnuiți la Ciugud, cei din administrație dezvoltă proiecte faine pentru comunitate și tot ce înseamnă învățământ. Ca și locație, noi suntem investitori din zonă și suntem foarte bucuroși că avem parte de astfel de investiții și ne facilitează foarte mult venirea angajaților și disponibilitatea lor pentru a munci în zona industrială Ciugud. De ce? Pentru că grădinița, nevoile de a-și aduce copiii dimineața, facilitățile, îi lasă în zonă, în 5 minute sunt la servici.
Aceasta este tableta care controlează întreaga grădiniță. De pe această tabletă avem toate informațiile care ne interesează în legătură cu iluminatul, în legătură cu climatizarea. Putem, spre exemplu, să setăm temperatura pe fiecare sală în parte, să dimăm lumina, dar în același timp putem să știm și care este concentrația de dioxid de carbon în fiecare clasă, și de ce nu putem să știm dacă în sistem apare o anumită problemă tehnică, spre exemplu, dacă funcționează toate pompele, dacă centrala termică funcționează corespunzător și așa mai departe. Sistemul este gândit astfel încât să funcționeze singur și poate să ia la un anumit moment decizii astfel încât să poată regla temperatura, luminozitatea, astfel încât confortul pentru copii să fie cât mai ridicat. Astăzi inaugurăm mult dorita și visata grădiniță, noua grădiniță a Comunei Ciugud, o investiție de 1.600.000 de euro, 500.000 de euro sunt bani din fonduri europene, iar restul sunt fonduri din bugetul comunei noastre. O grădiniță care va deservi întreaga comunitate din Ciugud și nu numai, vor putea să fie aduși aici copiii familiilor care au un loc de muncă în zona de dezvoltare economică a comunei noastre. Asta vă spun, de ce e o grădiniță în zona de dezvoltare economică? Păi, din două aspecte. Odată că ne dorim o grădiniță puternică unde toți copiii să fie la un loc și nu șase grădinițe fracționate. Apoi am ținut cont de faptul că pe aici, prin acest loc, vor trece toți părinții care se deplasează spre locurile de muncă. Ne este și nouă foarte ușor pentru cei care nu sunt aduși de părinți să-i aducem noi cu transportul în comun și sigur să deservească și familiile care au un loc de muncă în zona de dezvoltare economică a comunei noastre. Se poate să vii și masa? Categoric, începând cu anul viitor, de când vom avea program prelungit, copiii vor beneficia de un program prelungit, de masă caldă și de dormit în această grădință. Când vor veni copiii efectiv în grădiniță? De luni, începând din 9 ianuarie, copiii vor beneficia de această grădiniță. Cum au reacționat agenții economici care sunt în zone până la 10? Să știți că orice zonă de dezvoltare economică, în afară de, eu știu, a le pune la dispoziție o parcelă de teren cu toate utilitățile necesare, are nevoie și de alte servicii. Și o grădiniță, credem noi că este extrem de importantă, așa cum visăm și o creșă aici, în zona de dezvoltare economică. Aici,